A plecat. Ce fata? Andreea. Andreea a plecat. Și-a plecat. Autobuzul, la 5. Ce este? Hai să vezi. Nu știu. Nu-i păduchii, nu? Ai păduchii. Eu am păduchii acum. Trebuie să mă duc să-ți cumpăr o apă, o sită de apă. Dar trebuie să las pe cineva aici, acum, să văd când vine băiatul ăsta. Ok. Când vine băiatul ăsta cu reparatul, atunci o să mă duc să-ți mai iau o sticlă de apă. Vrei apă? Nu mai vreau nică. E iar de toate. Păi pe dunor nu vrei să iei medicamentele? Că de-aia mai, poate ți-a rău. Mai tași odată. Hai să-ți dau apă rece. Apă. Nu s-am dat, nu s-am dat. Stai drept, stai drept, nici apa. Lasă-mă de dorită, că mor. Lasă-mă de dorită, am spus.
mai băgat în foc? Păi e frig aici. Se cald rău, a? Nu vrei să... Măcar medicamentele de diabet să le fi luat. Le-am luat. Nu le-ai luat la ora 8. Să bei apă. Opa, așa. Tremul m-a învolit. A? Tremul m-a învolit atâta mult. Lasă de închis. Ai cârpa acolo, mică iale. Ce vrei, măi? Cu cârpa, cu gomiță, te ștergi. Lasă-mă. Thank you.
Așa mai lângă perna, da. Te vedeți mai sus? Ți-e frig? Nu, leacă. Hai, mai întoarce-te. Nu pot. Da, nu. Mică, dumneata, trebuie să înțelegi că ești tare bolnavă, că ai fost operată, că ai fost ternie, înțelegi? Și mai ții minte cum îți curgea poroiul și se șeau ațele din dumneata afară? Știu. Ani de zile o curs aia afară. Știu. E de la aia să tragi acum și de aia suferi, că ești bolnavă și vârsta, la vârsta asta nu mai, organismul nu mai poate lupta cu durerile alea și cu rănile care s-au făcut acolo, înțelegi? Și doctorii au încercat să facă tot și nu se mai poate face nimic, înțelegi? Pentru că e bătrânețe, e viața, n-ai ce să faci cu ele, înțelegi? Și de-aia te doare. Că e greu, corpul nu poate lupta cu ele. Îți durerile alea mari, le-ai ieși la burtă din cauza aia. N-ai avut noroc de doctor bun, a fost doctor proști, care te-a cusut cu oață normală. Înțelegi? Știu că a fost doctor bun și de urecă. Și de doctor proști care acum pentru aia suferi. Aceeași suferință care ai avut-o și pe vremuri. O, mai iertă. Nu mai pot. Da, mică, știu. Dă-mi... Ce să-ți dau, băță? Ce vrei să-ți dau? Nu mă mai pleca. Nu pot să-ți dau decât numai pastile de durere, atâta pot să-ți dau. Altceva nu pot să-ți dau. Și rugăciuni. Ești bolnavioară. Nu m-am mai scutura. Să nu rupe moasele. O, să rup, dar îmi pare și greu. Da, 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 mie, știi cum, că nu trece, dacă nu-i moartă de tot, știi, și eu nu mă aud roncin. Nu există, e moartă, se vede tot. Da, e galbenă, e moartă deja, nu mai există, Mariana, este moartă. E pe gură, îți dai seama că nu... Da, este galbenă, e terminată, nu mai. Deci am văzut ce îmbrăcăm. Păi și puteți să vedem puțul la mână. Păi vezi, nu am văzut mâinile așa față. Uite și bună. Dacă ce ține mâna deschisă, n-are nici poznă. Dar ea acum o să fie caldă, o rupere, dar e bine să o plecați acum. Ies, atunci s-o și spăl cu cărpa așa puțin să încălzesc apa. Andreea, închide totuși geamul. Nu mai mulțumim. Cine unui? Nu este moartă. Da. Nici o mai mare.
Să nu-mi asigură că scad să o legăm o. Da. Ce față, uite ce față liniștită și curată. Da, da. Uite ce față luminoasă. Zici că dormi. Da. Zici că dormi. Uite așa și gurița așa, să nu, uite așa să stii, să nu stii gură căscat. Cu legământ, mă, acu-i mai moaliți, măi. Eu tot dau așa ca să nu se... Da, uite ce față curată are, de nerecunoscut e, uite-te, săraca, ce relaxată e. Da. Că era în durere înainte. Da, atunci când se plece din casă, atunci ea iei pe ea, ca și eu băsul tea. Și-a zis ce bun eu leg. Uite așa, uite așa, că să-ți iei, până mă înțepinești, de ești pe. Da, dar cum o să stea? Cred că stă. Să uite așa, mă gândesc, asta se prinde și mică țărul ăsta. Uite așa. Gheorghe, poți să vii și tu aici. Și leg sub cura. Da, da. Cum e îmbrăcat, că scăpă de potrivit, așa. Îmbrăcat, da, da. Dar cum ziceai tu, ce față senină are, ce față curată. Fac așa ca pe babe să... Păi da, așa cum se legă e. E la spate să legă, nu-i plăcea în față. Da? Cum nu îngrețați, că gând... Așa un pic, să-i ținem pe oraș. Așa ca să-ți ieși câta gurița, să nu se mai iei. Așa. Să mă ținez la cald acum. Nu că deschid, numai nu trebuie să mă că transpir, știi? Dar e bun să-i deschizi ușa, zici că nu vine să-i deschide geamurile. O să nu faceți căldură. Nu, că nici nu buf o castă. Intră cu răsați ușa deschis, să înceapă să miroasă. Să nu fiarbă, știi? Da, da. Eu trezit costumul ăsta. Costumul ăsta. Deci am pregătit costumul ăsta verde. Era bună, dar uite că are vreo 20 și ceva de ani. Foarte frumoasă, liniștită. Am dus lighe ăla, asta nu. Așa. Frumoasă, acum, doamne că o liniștită seara acolo. Hai? Colegul meu care a murit de la manșatier, nu l-ai mai cunoscut. Tu crezi că trebuie pus perna sub cap ca să fie cu capul ridicat deja sus? Nu, lăsați cu așa dreapta. Nu, până să pune în sacriu, că în sacriu iar tot pernă puțină mică pune, dă de acolo, da? Nu trebuie să iei cu capul sus. Tot așa întinsă. Te zici că doarme, așa, da. Atât de bine arată. Și doarme. Uh-huh. Să fie frumos, că a fost și frumos și aveți aici. Și mi-a tot adică a fost o pereche de oameni frumoși și cu minți. Și cu minți și frumoși și respectoși. Dumnezeu să ne ajute. Dumneata, ai fost vecina lor aici. Da. Da, că mi-am tăiat un alu slemnele, eu și cu copilul și cu soțul le-am. Da? Fac șleară de cașul eu caracter așa. După e tot din cauza ei, zic, lasă-o cu eseră că-i bună, nu-i poate. Da, noi nu ne ajutăm cine. Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcă nii poștenea la înapoi, care m-am chinuit pe ea, că nu e. Da, cum? Păcat, țara, că-i ne-a fost drag de. Numai cu ea mai vorbim și eu, n-avem cine. Dar și bunicul meu era rău la mărântare? Ha? Bunicul iar a arătat bine când la mărântare. Mariana, dacă rămâne așa, da? Nu mi-ai face nimic. Păi până nu aduce sicriu... Rămâne așa, da. Eu mă duc la valea. Mulțumesc. Rog, am văzut lumânarea, ca să... Da. Nu contează că dacă nu era
duceai și cumpărai una mea. Ce? Și cum e, nu luăm cu găsit o lumânare. E, nu-s cu lumânare. Hai, lasă-mă. E cum vin la spital și spitalul i-a fost lumânare, dar ăștia nu i-au fost. Deci eu oricum i-a prindeam, dar când au fost ei, nu au fost lumânare. Deci eu merg pe mâna lor, pentru că ei un groapă, ei tot, știi? Da. Bun, dacă, dar oricum, indiferent ce-a fi, trebuie lumânare la mort, nu se poate. La ei nu este, știi? Dar, mă rog, principalul este că a murit cu lumânarea prinsă, că eu când mi-am dat seama că am întors-o, știi, Benonier, când am întors-o, o comentat că n-o vrut să o întorc. Da. Și azi am zis, hai să încerc să o întorc, să vedem ce zice. Și nu mai zis nimic, și atunci am potrivit-o. Da. Și am șters-o și am zis, am așteptat și numai că n-am mai zis nimica, deci cum zici că ți-o zis fie că cum se face acum? Voi să faceți un pic de ordine aici, oricum. Păi facă din oamenii ăștia, eliberez puțin. O masă unde să pune, sau două scaune, unde să pune sicriul, nu e obligator pe masă. Două scaune, înțelegi că masa e cam înaltă. Da. Două scaune pune sicriul și atunci o prim. Asta putem să băgăm dincolo sau... Da, băgăm dincolo, că n-avem unde, știi, ca să aibă loc. Ba, de scaune este prea în jos. Nu, nu sunt jos. E bun, nu sunt jos, e doi tabureți, e cel mai bun dacă iasă. Masă e... Nu, masă e prea înalt. Și pe tabureți stă foarte bine, nu e nicio problemă. Precum trec stelele strălucitoare, dureaza soarelui dimineața, așa vei trece de-aici.
ocazia trecerii surorii noastre din viața aceasta de necazuri, de suspin și plâns, Dumnezeu, prin îndurarea sa cea mare, a găsit cu care să o strămute în nădejdea mântuirii pe care a căpătat-o prin cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin. Și cu această ocazie avem prilejul minunat să înțelegem că mult mai mult face într-o casă de jale decât într-o casă de petreceri. Căci în casă de jale ne putem aminti și putem vedea cât de lungă sau cât de scurtă este viața noastră. În schimb, cuvântul ne spune că viața noastră este ca un nabur care se arată puțintel și apoi dispar. Prin faptul că suntem în casa fostei noastre surori, Todica Urica, membra Bisericii Pentecostale din Oravița. Dumnezeu să binecuvânteze familia rămasă înduliată și să fie cuvintele mamei rămase cu literele șterse în inimile lor. Cu această ocazie avem prilejul să vestim Evanghelia lui Hristos, Mântuitorul nostru, de aceea ca stimă și respect pentru cuvânt și pentru Dumnezeu, vă rog să vă ridicați în picioare. Și înainte de a da citirea unui cuvânt din Psalmul 139, dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne însoțească în această lucrare, de aceea doresc ca fratele Ferraru să ceară binecuvântare peste serviciul din seara aceasta și peste întreaga asistență și Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Amin. La picioarele tale, Părinte al Veșniciei, Împărat al Slavei și Domn al Domnilor, venim în clipele acestea, Dumnezeule, să ne ridicăm glasul de către tine, să te rugăm, Doamne, să rămâi, Doamne, să întărești familia aceasta îndoliată, Doamne. Te rugăm, Dumnezeule, să privești spre ei și te rugăm, Doamne, ca rugăciunile părinților lor să nu fie fără rod. Te rugăm, Doamne, la ca la vremea hotărâtă de tine, Doamne, să-ți întorci rodul potriviției, Iisus. Te rog, Doamne, clipele acestea care le avem de petrecut la căpătuiul soarei, te rugăm, Doamne, ca Tu să vorbești, Amin. Ca Tu să-și cercetezi copiii Tăi, ca Tu să lași, Doamne, cuvânt, Doamne, să lași ungere, Doamne. Și te rugăm, Doamne, să rămâi cu noi, Tu să rămâi stânca așa de postul nostru, să rămâi cetățuia noastră, turnul nostru de scăpare, Doamne. Sunt multe lucruri, Doamne, care au rămas în urmă și, Doamne, încă nu au fost descoperite copiilor. Te rog, Doamne, ca Tu să le descoperi lor. Amin. Te rog, Doamne, ca Tu să le ieși întâmpinat. Amin. Tu să le vorbești, Domnule. Amin. Tu să fii acela, Doamne, că dacă părinții ei au plecat, Tu ești tată și mamă pentru ei. Tu ești ocrotitorul lor. Tu ești salvatorul lor. Păi, Doamne, să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat. Și tot puternic Dumnezeule minunat. Te slăvești și Te preamăresc. Tată din ceruri, prin Domnul nostru Iisus, și Duhul Tău ce sfânt de acum și până în veci. Amin. Amin. Se duce viața ca un ris, și zilele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin, spre slava cerului senin, sau spre mă cercetez de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele.
căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu m-ai întocmit rărunchii și Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat când adâncimile pământului. Cum nu eram decât un plod fără ochi, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele mele care mi erau rânduite mai dinainte de a fi fost vreuna din ele. Amin. Amin. Și privim cu duioșie, privim cu încredere totodată și privim că anii surorii noastre, Todica Aurica, a fost de 74 de ani. Cu sigur, când o cunoaștem noi și cel mai adânc și profuzime o cunoaște familia, prin necazuri și prin problemele care a trecut și cele din urmă, în urma necazurilor și problemelor, ea găsă cu cale să-și caută mântuirea sufletului pe care găsă-o în Hristos Iisus. Domnul să ne binecuvinteze în seara aceasta și să fim gata pentru ziua când Dumnezeu va găsi cu cale să ne strămute de pe pământul acesta, pentru că aici noi nu suntem statornici, nu suntem veșnici, suntem călători în căutarea unei patrii mai bune și mai stătătoare, pe care nu o găsim în oameni, ci o găsim în Iisus, glorie Lui. Suntem doar o resuflare, abur spulberat de soare, simple adieri de vânt și o mână de pământ, și o mână de pământ. Simple adieri de vânt și o mână de pământ, și o mână de pământ. Suntem mici, dar Tu ești mare, Doamne, căci îmi strâng dorare, doar prin Tine există, de aceea Te lăudăm, de aceea Te lăudăm. Doar prin Tine există, de aceea Te lăudăm, de aceea Te lăudăm. De nu ți-ai fi întins Tu mâna, ne-ar fi înghițită mâna, dar Tu știi, Doamne, așa, nu cei morți pot lăuda, nu cei morți pot lăuda, dar Tu știi, Doamne, așa, nu cei morți pot lăuda, nu cei morți pot lăuda. Și de sus din bolta albastră ai venit în barca noastră, ne-ai scăpat de tot ce rău, căci Tu îi apeli pe ai tăi, căci Tu îi apeli pe ai tăi. Noi în seara aceasta suntem copii al lui Dumnezeu din momentul în care ne-am hotărât și ne-am decis să-L urmăm pe Tatăl nostru. Fiecare pe pământul acesta avem o tată și o mamă. Fiecare pe pământul acesta, într-o zi am spus tata și mama. Dar acestea sunt lucruri, sunt ființe ajutătoare până ajungem la maturitate. Când Dumnezeu pune intelect, când Dumnezeu pune înțelepciune, când Dumnezeu pune decizii noi hotărătoare să urmăm calea pe care El dorește să o avem pe pământul acesta. Desigur, părinții noștri ne ajută până la o anumită vârstă, dar la o anumită vârstă noi luăm deciziile noastre, noi luăm hotărârile noastre, noi facem planurile noastre, noi ne facem familiile noastre, noi suntem oameni care mergem în continuare în succesul vieții sau în eșecul vieții. Deci noi suntem aceia ce decide. De aceea, ca am spus, că noi suntem frați, surori, care avem un tată în ceruri. Și am dorit ca în seara aceasta El să vă mângâie inimile dumneavoastră ale tuturora și cu toții să credem că acela care iubește pe toți oamenii, iubește și inimile dumneavoastră, acelora care în seara aceasta poate că este rănită inima. Este rănită prin faptul că a chemat pe ceea care a fost între noi,
mama dumneavoastră, aceea care v-a mângâiat, aceea care în cortul acesta adesea ori poate n-a încetat să-și plece genunchiul și a strigat către Dumnezeu, către fiii săi, pentru fiii săi. Indiferent la ce distanță erau, Dumnezeu asculta rugăciunea de aici și unde erați, prin rugăciunile ei, erați protejați, erați binecuvântați atât timp cât striga o mamă. Rămâne ca în continuare să luăm deciziile noastre hotărătoare, ce facem cu viața noastră. Alegerea stă la dispoziție. Alege viața, așa spune o cântare, ca să trăiești. Alege-L pe Iisus, n-ai să greșești și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ca să ne putem încrede în El. Deci multe temeri vin în viața noastră. Teama de moarte. Clipa aceasta nu te va despărți și nu mă va despărți. Într-o zi, și pentru că în seara aceasta ne stă acest martor viu moartea, înaintea noastră care a intrat în cortul acesta, într-o zi, și eu voi fi și dumneata. Pentru că omul i-a dat ca pe pământul acesta să alerge. Și într-o zi Dumnezeu să spună, ajunge!
unii venit din alte părți, alții de aici, din Oravița, ca să fim alături de această familie. Dorim ca Domnul Iisus Hristos să mângâie copiii, să mângâie pe cei dragi rămași în urmă. Rog pe fratele Vlaicu, dacă este aici, să se roage, să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Ce suntem pe acest pământ? Suntem o mână de țărână, un abur. Te rugăm, Părinte, să binecuvintezi, Doamne, întreaga asistentă. Amin. Să binecuvintezi întregul suflet care există aici, Doamne. Și să le arăți cu adevărat că noi suntem acei care Tu ai avut grijă de noi. Te rugăm, Părinte al Cerului și a Pământului, să binecuvintezi starea noastră. Amin. Să binecuvintezi copilașii aceștia care au rămas în urmă și cu nepoței. Te rugăm. Să întărești, Părinte al Cerului, acea biserică de care a făcut parte sora Todică. Îți mulțumim în continuare să rămâi împrejurul nostru, Doamne. Te rugăm, Doamne. Să ne dai puterea necesară ca să putem înțelege care este drumul nostru spre victoria aceea în slăvile cerești. Ai milă și te îndură, Doamne, Părinte al Cerului și al Pământului, de acum și până în vecii vecilor. Amin. Amin. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, să fim cu luarea minte la Cuvântul lui Dumnezeu. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratului lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Amin. I miss her more than ever now.
I long to kiss that wrinkled brow. I long to hold it once more, as I did in the days gone by. And beg her to forgive me for the things that made her cry. Am aflat de la copii că ei au venit aici pe meleagurile Oraviței, pe meleagurile Banatului, pe undeva din părțile Moldovei. S-au oprit aici și au lucrat nu ușor ca să-și câștige pâinea. Am aflat apoi că aici au avut 3 copii care au rămas în urmă, purtând amintirea, și am vrea ca în inima copiilor acum să rămână amintirea faptului că părinții lor au crezut în Domnul Iisus Hristos, că l-au slujit, am spus, așa cum au putut ei, după înțelepciunea dată lor de Domnul. Slăvit să fie numele Lui! El a venit să mântuiască pe cei pierduți, pe cei care erau păcătoși, a venit să vestească Evanghelia săracilor. Așa a spus Mântuitorul. Celor săraci să li se vestească iertarea păcatelor și credința în Domnul Iisus Hristos, prin care pot oamenii să capete viața veșnică. Lazăr, prietenul nostru, a murit.
și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca și voi să credeți. My Irish mama, I miss her more than ever now. My Irish mama, I long to kiss her wrinkled brow. I long to hold her hand once more. And I did it in days gone by. And beg her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. She never cared for fashion and styles. Her jewels and her treasures, she found them in her baby's smile. For I know that I owe what I am today to that dear soul, and so great to that wonderful lady, your mama, 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 mama. Oh, care îl supraveghea imediat, au pregătit hrana, i-o dat să mănânce și l-o întrebat, te mai doare capul? Și l-a spus, nu, mamă, ia seară nu mă mai doare capul. Mărit să fie Dumnezeu, care ascultă rugăciunea. Noi avem un Dumnezeu adevărat, noi avem un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care ne ascultă, un Dumnezeu care se pleacă spre noi, dacă și noi ne plecăm la inima, la cuvântul Lui. Și-l ascultă, mărit să fie Domnul. Apoi, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, avem noi încredințarea, nădejdea, că Dumnezeu ce-a promis față de noi, va și face. Rămân la aceste cuvinte și rog pe Domnul să binecuvinteze biserica din Oravița, să o mulțească, să o crească. Rog pe Domnul să se îndure de copiii lui, sora lui, fratele, și să-i cheme și pe ei să le facă și lor parte de viața veșnică, de mântuirea prin credință. Dorim ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să rămână pentru noi toți. Doamne, eu sunt un om sărac, fără școală poate. Citesc aici, dar nu înțeleg. Ajută-mă să înțeleg. Și Domnul Iisus întotdeauna, când oamenii n-au înțeles, i-a ajutat să înțeleagă. Se aude un glas. Se aude o șoaptă ciudată și poate în piept un talas începe să bată. Ascultă, ce largi simfonii și parcă de mult înainte ți era cunoscut. Nu-l mai știi? Ia adu-ți aminte. Odată când primul păcat te-a frânt sub prima povară, atunci ți-a vorbit respicat Iisus pentru întâia oară. Dar de grabă păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost, conștiința te întreabă? Nimic, o părere. Nimic, să te ascunzi cu o minciună? Nimic, e un duș ce se joacă? E un foșnet de frunze? O glumă? O vorbă de clacă? Ascultă, e glasul ce în veci poruncește să fie lumină. Ferice de voi cei sărmani cu inimi curate, căci Tatăl atât va iubi, că a dat pe Fiul Său sub o cară, ca oricine crede în El să nu piară. Îți mulțumim că ai avut în vedere localitatea aceasta și ai avut în vedere
atâtea ființe care sunt în aceste momente înaintea cuvântului Tău. Binecuvântează-ne, Te rugăm, și lucrează în chip minunat, ca în ziua când ne vom întâlni cu Tine să fim plini de bucurie și cu toată ființa, cu toată puterea, cu tot ceea ce suntem, să rămânem pentru totdeauna cu Tine. Fii slăvit, fii lăudat, binecuvântat în veci, Tată care ești în ceruri, Doamne Iisuse și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sprijinul și bunătatea, puterea și viața care ne-a dat-o să fim aici, să auzim cuvântul Evangheliei. Am vrea acum să ne pregătim ca să ne încolonăm, să ne deplasăm la cimitir. Să ne facem datoria până la capăt, așa cum e scris în cuvântul lui Dumnezeu, că cel neprihănit tot ce începe duce și la bun sfârșit. Acum lăudăm pe Domnul și se poate pregăti sicriul și apoi ne vom deplasa la cimitir.
uite-te, tati Macarov, acolo. Tati Macarov, ei, uite-te acolo. Da, da, am filmat, uite, îți dă din mână. Multă.
ele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. De acasă și până acum, cred că Dumnezeu a vorbit, care ne arată că la urmă